Arhiepiscopul Tomisului Teodosie iese din nou cu declarații controversate despre vaccinul împotriva COVID-19. Înaltul prelat consideră că în această perioadă medicina nu mai are nicio logică și nu mai este știință. Ba chiar susține că persoanele care au COVID și se vaccinează mor. Iată, așa au fost oamenii trimiși în turmă să se vaccineze fără să fie testați, că dacă deja sunt bolnavi și se vaccinează, mor. Am văzut o mare imoralitate în această măsură, o lipsă de grijă față de seme. De aceea, iată, spun mărturii, oameni care s-au tratat într-un val precedent în niște localități din Constanța. Niciunul n-a murit din cei ce s-au tratat, care s-au vaccinat, au și murit. De ce numai cei ce s-au vaccinat au murit și cei ce nu s-au vaccinat n-au murit? Delirul antivaccinare a lui Teodosie continuă. Prelatul îndeamnă oamenii să nu mai aibă încredere în medicină și în medici. E singura perioadă în care medicina nu mai are logică. A fost acaparată, ziceți bine, la un dat. A fost acaparată de administrație. De administrație, de politic, de toate. Da. Nu mai are logică. Atunci, în ce fel de medicină să ne încredem? Nu mai este știință. Pentru că spuneam, e știință. Unde e știința? Știința reală nu se contrazice. Este o ipoteză. Nu mai este știință. Când ceva este ipotetic, nu poți să crezi în ceva ipotetic. Știința vine cu date precise, cu experiențe, cu clarificări. Teodosie contestă din nou campania de imunizare, așa cum a făcut de altfel în dese rânduri. Nici medicul nu-ți poate tălmăci cât este de precis, cât este de folositor. Nici ei, pentru că dacă producătorii vaccinului nu și-l asumă, toți care se vaccinează dau o semnătură prin care și-l asumă, dar și-l asumă orbește. Și atunci, cine ne orbește pe noi? Satana ne orbește.